Citim din cuvântul Domnului, Ioan capitolul 4, versetul 10. Și aceste cuvinte nu sunt spuse unei femei cu 5 bărbați sau, ci ne este spus mie în primul rând, ție și la fiecare dintre noi în această dimineață. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Tată din ceruri, Tu ai promis călăuzirea Duhului Sfânt, încercetarea, înțelegerea cuvântului Tău și hrănirea sufletului nostru cu cuvântul Tău. Împlinește lucrurile acestea, Doamne, astăzi, dincolo de așteptările și credința noastră. Și în numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin. Să luăm loc. Iubiții mei, sunt fericit că vă văd astăzi, dar fratele Arcip și familia împlinesc un gol. Să vă spun ceva, fratele Arcip este un vânător din ăsta de păsări, pac în aer, și vă spun de unde e treaba asta. N-apuc să zic decât două cuvinte dintr-o frază și l-am prins că știe unde mă duc deja. Deci acolo, el le ia din aer. Și a fost o mare încurajare pentru mine fiecare întâlnirea noastră aici, dar astăzi mai ales dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, ca unul care înțeleg din practică ce înseamnă aceasta. Și așa este. Nu înțelegem valoarea credinței în Dumnezeu și umblării cu Dumnezeu decât pe masa aceea. Abia acolo. Zic oamenii că nu știi ce înseamnă Dumnezeu pentru tine decât atunci când tot ce ți-a rămas este Dumnezeu. Păi adică ce altceva să-mi rămână? Când cuvântul lui Dumnezeu, Charlie Munger, cum îl cheamă, colegul lui Warren Buffett, care a murit acum, multimiliardarul miliardarilor pământului, a spus, zice, concluzia vieții, pe care concluzia? Păi concluzia este aceasta, casa rămâne și proprietarul se duce. A lăsat în urma lui aceste lucruri și, într-adevăr, într-o situație ca aceasta, nu rămâne decât Dumnezeu. Și m-a întrebat, doctorul, zice, ți este frică? Și zic, nu, mi-ar fi rușine să-mi fie frică, zic, nu. Nu e cazul, zic, știu în cine am crezut. Nu vreau să trăiesc, nu vreau să mor, vreau să știu că viața mea este în mâinile Lui și atât. Altceva nu cer de la Dumnezeu. Și omul, am avut prilejul acesta să dau mărturia aceasta în timpul operației, chiar în timpul operației, am comunicat cu doctorul acesta. Și înțeleg din suflet ce spui, frate, înțeleg din suflet ce spui, dar astăzi vom învăța ceva care probabil că este atât de mare încât ne-a scăpat atenției. Și este atât de prezent și este atât de pretutinde, nu dăm atenție, spre exemplu, aerului, respirăm toată viața, nici cine se ocupă de... Dar imediat ce n-ar mai fi așa ceva, ai vedea ce s-ar întâmpla aici, în camera aceasta. La fel este prezența Duhului Dumnezeu, la fel este umblarea noastră cu Dumnezeu, a devenit și este parte din viața noastră. Astăzi însă, vom învăța un lucru de deosebită însemnătate. Nu aș vrea să intrăm într-o dezbatere teologică ce înseamnă darul lui Dumnezeu. În trei cuvinte spunem din start, darul lui Dumnezeu este Iisus. Atât simplu. E o dezbatere mai mare între teologi, lăsați-i să alege, să fie ocupați cât ori vrea. Scriptura l-a confirmat pe Mântuitorul nostru că El este darul lui Dumnezeu. Aici însă avem o problemă foarte serioasă, la care vă rog să vă gândiți și va trebui să dați un răspuns. Aduc următoarele cuvinte înaintea adunării și înaintea Domnului. În creația lui Dumnezeu nu există ceva gratis. Dacă cineva știe ceva gratis, vă rog să spuneți acum, ridicați-vă frumos și spuneți, uite, lucrul ăsta e gratis. Știu că o să-mi spuneți darul fără plată, dar eu vă spun că totuși costă mult. Știu că e fără plată, dar costă mult. Dar dacă cineva știe ceva gratis, conceptul acesta a ruinat viețile multor creștini. Harul lui Dumnezeu e gratis. Har înseamnă gratis? Nu.
Scriptura nu a vorbit niciodată așa ceva. Harul lui Dumnezeu este o putere, scrie Scriptura, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, nu harul pe care îl predau unii oameni și asumă o răspundere mare, dar harul care aduce mântuire, acesta nu este gratis, acesta te învață să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Și asta nu e gratis. Gratis înseamnă nu costă nimic, nu e nicio obligație, se folosește foarte mult cuvântul unconditional. Serios, unconditional, fără dragostea lui Dumnezeu este unconditional. Și știți ce a înțeles omul din treaba aceasta? Poți să trăiesc în cele mai cumplite desfrânări că dragostea lui Dumnezeu este unconditional. Da, pentru tine nu e același lucru. Ești iubit de Dumnezeu, dar aceasta nu ți ajută cu nimic în momentul în care nu lași ca iubirea lui Dumnezeu să te transforme pe tine. Și vreau să spun, iertare. Noi nu plătim liturghie la popa să ne ierte păcatele. Noi suntem iertați pe gratis. Nu? Ce ziceți, iertarea e gratis sau nu? Văd că nu ziceți, că nu aveți curaj să ziceți. Știți că dacă ziceți, nu o să fie bine. Și bine faceți că spuneți așa, pentru că Scriptura nu spune nicăieri că iertarea e gratis. Spune că iertarea trebuie să-ți dea acel fel de obraz. Unde e poetul care a citit? Ridică mâna. Așa. Bun. Iertarea pe care ne-o dă Dumnezeu nu este gratis. Ea este o obligație. Îți creează o obligație în suflet, îți creează acel fel de obraz că îți este rușine să tratezi pe aproapele tău altfel de cum ai fost tratat tu de Dumnezeu. Așa că nu e gratis. Oh, mulțumesc, gata, Doamne, iartă-mă. Aveam un mântuș, ia drăcuia, la orice pas, pisică, găină, orice, totul, și după drăcuire, în continuare, Doamne, iartă-mă. Era legată aceeași frază, să știa că era acolo totdeauna. Iertarea de care vorbește Dumnezeu nu este aceasta pe care o știa mătușa mea. Nu. No. Iertarea pe care o oferă Dumnezeu și care a batjocorit-o unii oameni spun că e gratis, este de așa natură încât Domnul i-a spus, zice, după ce te-am iertat eu pe tine, se cădea ca tu să faci același lucru pentru aproapele tău. O, am crezut că e gratis. Am crezut că nu creează niciun fel de obligații morale sau spirituale de la mine, bro, nu cere niciun fel de schimbare, decât, Doamne, iartă-mă și atâta, poți să... Nu este. Mântuitorul ne prezintă acest lucru și ne cheamă să rămânem lângă el întotdeauna. Nu e simplu. De ce venim de atâtea ani la adunare? De ce citim Biblia de atâția ani? Spune aici în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, lucrurile care au fost scrise, au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Păi da, am crezut când a fost. Dar ce tot învățați acolo și credeți? Nu, aceasta este o plantă atât de fină, credința în Domnul Hristos, încât dacă nu este udată și hrănită permanent, piere. Deci nu există așa ceva. Chiar aveam un prieten în București și odată m-a luat așa, m-a văzut cu Biblia. Ce tot ții Biblia aia, mână, Domnule? După ce termin cartea aia, ce mai spui acolo la oameni? Acum el se bucură în harul lui Dumnezeu și nu mai râde și el de cuvintele care le-a spus atunci. Ce vezi, Domnule, așa mă duce amintea. Iertarea nu este gratuită deloc. Și nimeni să nu se joace cu ura, pentru că ea devine un cancer al sufletului atât de puternic încât într-o zi un om vrea să mai scape de el, dar nu mai poate. Și devine un cancer atât de puternic asupra sufletului încât un om renunță la iertarea lui Dumnezeu, știe bine că nu poate fi iertat în timp ce el este neiertător sau că nu mai poate rămâne neiertător. Odată ce a fost iertat, știe lucrul ăsta, dar ura este atât de mare încât încleștează dinții și respinge iertarea lui Dumnezeu și rămâne stăpânit de ura aceasta. Unul dintre cele mai grele lucruri de făcut în viața noastră este să renunțăm la părerile noastre. Un om renunță mai ușor uneori la casă, la de toate, dar când e vorba de părerea lui... Este atât de încrâncenă și mai ales când discutăm de cele
religioase, da? Părerile de natură aceasta sunt de o așa putere asupra unui om, încât un om poate să umble cu Domnul Hristos 3 ani jumate și după 3 ani jumate să-L găsește exact acolo unde era înainte de a începe să umble cu Domnul Hristos. Ați mai auzit? Credeți că e posibil așa ceva? Acum eu și cu tine și cu... Noi suntem oameni ca pastori, dar să ai pastor pe Iisus și după 3 ani jumate să fii tot acolo unde erai, aceasta arată puterea părerilor, convingerilor și tradițiilor cu care noi hrănim sufletul nostru. Auziți voi, deci după învierea din morți, nu discutăm de revenirea de la o operație de felul ăsta, discutăm de învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos, după răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, după 3 ani și jumate de școală în care El a fost cu ucenicii Lui, ei care erau devotați, vânduți, cum s-ar zice, jerfiți, părerii lor despre ce înseamnă împărăția lui Israel, cum Israel va ajunge și ce va face și ce va fi, după 3 ani jumate de umblare cu Mântuitorul, după răstignirea Mântuitorului nostru, după învierea Mântuitorului nostru, după toate acestea, ei mai au o singură întrebare, Fapte capitolul 1, care e întrebarea lor? Acum ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Păi, dar noi despre ce vorbim în 3 ani și jumate cât am umblat aici? N-am vorbit de împărăția lui Dumnezeu, n-am spus că e de altă natură, n-am spus că e așa, că e pe dincolo. Unde se dezvoie acum după 3 ani jumate? Dar ce a însemnat pentru voi răstignirea Domnului? Ce a însemnat învierea? Nimic! Nimic! Noi avem întrebare. Acum ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Cu aceeași blândețe dumnezeiască, Mântuitorul spune, uite, Dumnezeu a păstrat termenul acesta sau timpul ăsta, când a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei, atunci li s-au deschis ochii și au înțeles. Ioan Botezătorul trimite din închisoare, asta e cea mai gravă întrebare care a fost vreodată adresată de către un om lui Dumnezeu, Domnului. Trimite din închisoare, tu ești sau să așteptăm pe altul? Și Iisus îi răspunde înapoi, așteaptă pe altul. Că ăsta pe care îl aștepți tu nu există. Păi, eu ce aștept? Păi, tu aștepți unul care să-i dea pe romani afară, care să facă așa, și deci tu ești sau să așteaptă pe altul? Concepția ta despre... Păi, dar nu sunt eu cel care am spus, iată mielul lui Dumnezeu? Nu am recunoscut eu că tu e... Așa este, ai recunoscut bine, dar ce ai crezut tu despre mielul lui Dumnezeu nu e acolo. Și așa că fii gata. Și într-adevăr că nu găsim în Scripturi că Ioan ar fi revenit vreodată la vreo umbră de îndoială cu privire la Mântuitorul nostru. Dar atunci a adresat această, atât de puternică este prejudecata, părerea, convingerea personală, încât un om este gata mai degrabă să nege pe Dumnezeu decât părerea lui despre Domnul. Și Domnul i-a spus, schimbă-ți părerea, e vremea. Și trimite înapoi, nu-i trimite un răspuns așa foarte complicat, sau nu, trimite înapoi vorbă, uite, descrierea lui celui care vine, uite, așa arată cel ce vine, nu că l-are pe cal cu sabia în pieptul nu știu cui, nu. Și nici stăpân pe averile pământului și așa mai departe. Uite cum arată cel ce vine. Orbii văd, schiopia, umblă, morți sunt înviați, li se dă viața. Acesta este cel ce vine, nu cel pe care l-aștept tu. Tu ești sau să aștept? Așteaptă pe altul. Adică schimbă gândirea ta. Astăzi noi învățăm lucrul cel mai însemnat despre Mântuitorul nostru, care însă nu este o teorie, iubiții mei. Să nu venim la adunare așa că, băi, cât e ceasul, ce e azi, hai să dăm o fugă. Nu, astăzi este un moment mare pentru Dumnezeu și trebuie să fie la fel pentru noi, de fiecare dată. Ce înseamnă darul lui Dumnezeu? Să creadă cineva că Iisus este darul lui Dumnezeu. Și care e semnul că ai crezut treaba asta? Cine poate să-mi spună?
Iubiții mei, nu luați o credință ieftină din aceasta bazată pe impresii, pe păreri, nu luați. De fiecare dată Biblia spune, iată semnul, iată evidența, iată dovada că este așa. Nu lua o credință ieftină. Nu, cere-i lui Dumnezeu, du-te și fă lucrarea asta, îi spune lui Gedeon, gata, dacă ai zis tu, am plecat. Nici măcar acolo Gedeon spune, nu, stai puțin, vreau să știu că ești tu care mă trimiți. Sunt de acord, indiferent ce înseamnă acest lucru, dar vreau să știu că ești tu care mă trimiți. Ajută-ne credinței mele și Dumnezeu îl întâmpină acolo pe Gedeon. Și Petru îl vede pe Iisus mergând pe mare și zice, pui, este Domnul. Nu, e o nălucă, nu mai e Domnul, uite, fii atent, este simplu de tot. Doamne, dacă ești Tu, cheamă-mă la Tine pe apă. Asta n-are cine să te cheme decât. Și așa ne-a chemat pe noi, ne-a chemat pe apă, pe fiecare dintre noi. Având în vedere acest lucru, să nu cumpărăm o credință ieftină. Care este semnul că tu ai crezut că Iisus e darul lui Dumnezeu? Vă rog, ridicați mâna sau ridicați-vă în picioare. Cineva care are un răspuns și care vrea să dea un răspuns la acest cuvânt. Care este semnul? Că așa e ușor să zici câți credem atâta, cât să predau atâția. Adică mâna nu e niciun fel de problemă. Care e semnul? Adică, și vă întreb, care este semnul că tu ai crezut într-adevăr că Iisus e darul lui Dumnezeu? Care este semnul că ai primit darul ăsta? Că darul e dat tuturor oamenilor, oricărui om venind în lume e dat darul ăsta. E oferit, dar care e semnul că l-ai primit? Transformarea? Da, specific? Naștere din nou? Specific? Tu devii și ești darul lui Dumnezeu pentru familia ta, pentru adunarea ta, pentru oamenii cu care lucrezi, tu ai devenit un dar al lui Dumnezeu. Ați auzit în românește expresia asta, omul ăsta este pâinea lui Dumnezeu, zice despre unul. Așa zice lumea, sau familia, sau cineva care ne înconjură, un copil, îl adormea mama sa, avea 3 ani și ceva, și îi spunea din Scriptură. Și el, în loc să asculte ce spunea mama sa, s-a uitat la ea foarte atent. Și o întreabă așa, mamă, Iisus este tot atât de bun ca tine? Acesta era lucru care l-a câștigat pe el, care i-a câștigat sufletul. Noi vorbim de darul lui Dumnezeu. E bine, asta e predică, nu este un verset biblic, dar dacă tu ai crezut în darul lui Dumnezeu, dacă ai crezut cu adevărat lucrul acesta, tu devii darul lui Dumnezeu. În familia ta, tu ești darul lui Dumnezeu. La lucru, la biserică, oriunde te găsești, aceasta înseamnă darul lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Filimon în epistola lui acolo, zice, rugați-vă la Dumnezeu să mă dăruiască vouă, să vă fiu dăruit în urma rugăciunilor voastre. Tu întreabă-te, tu ce ești pentru familia ta? Dar ce ești pentru chiar viața ta? Pentru că cel din tâi aproape al tău e propria ta ființă. Cum te porți cu ființa aceasta? Ce fel de gânduri întreții aici? Ești tu darul lui Dumnezeu pentru ființa ta? Sau abuzezi ființa aceasta? Într-un fel sau altul. Sau folosești darul acesta în căi rele? Trebuie să știi lucrul ăsta. Nu ai cum, dacă nu ești darul lui Dumnezeu pentru propria ta viață, n-ai cum să fii darul lui Dumnezeu pentru viața celui de lângă tine. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Acesta e locul în care suntem noi chemați la schimbare. Tu ești chemat să fii ceea ce crezi și mărturisești. Știu că sunt păreri înrădăcinate în noi pe viață și pe moarte. Greu le scoți. Un profesor de la Wheaton College
Spune, zice, am pățit rău de tot. Am ascultat mărturia, am pățit rău de tot. M-am dus și eu la Veciorca Om, am stat acolo cât am avut treabă și am ieșit afară. Când deschid ușa și am ieșit afară, un țipăt groaznic. Era în fața mea, la o chiuvetă și în fața oglinzii acolo, era o doamnă care se farda și m-a văzut în oglindă. În momentul când am ieșit, chiar din spatele ei, zice, am ieșit și când a țipat odată, cât a putut și a început să-mi strige toate cuvintele murdare imaginabile. Deși știa că sunt în domeniul credinței, dar nu-mi dau seama cum de unde avea bagajul ăsta cu ea, dar imediat a deșertat tot ce a avut. Și zice, am avut răbdare cu ea până a vărsat tot ce a avut și după aceea i-am spus, uită-te acolo. Când s-a uitat acolo, semnul era că toiletul era pentru bărbați, nu era pentru femei. Dar ea era atât de convinsă, nebunită, că ea e la locul bun și omul ăsta e la locul rău. Sunt lucruri care n-ar trebui lăsate neîncercate. Cercetați duhurile. E o chestie spirituală. Știu, cercetează-o. Vezi ce roade produce ea în tine. Vezi în ce fel se schimbă viața noastră. Iubiții mei, lucrul acesta a fost confirmat de cuvântul lui Dumnezeu când a dat pe Fiul lui. El este darul, dar nu este gratis. Prețul care l-a pus Dumnezeu aici nu îl poate ști decât Dumnezeu. Noi suntem niște copii, nu știm noi socotelele părinților. E o problemă serioasă. Dar acesta este darul lui Dumnezeu și el nu ne este dat degeaba nouă, ci ne este dat în așa fel încât să schimbe viața și ființa noastră până acolo încât să poată spune Sfânta Scriptură, Hristos trăiește în mine. Oricui va bea din apa aceasta, nu-i va fi sete. Apa aceasta se va preface, apa asta nu este gratis. Apa asta nu este fără urmări, fără consecințe, apa vieții. Oricine va bea din apa, care-i semnul că ai băut din apa vieții? Păi eu cred că da, că dacă de o viață, ridic aici, spun și... Nu, semnul că ai băut din apa vieții este dacă țâșnește din inima ta râuri de apă vie. Asta e semnul. O simplă impresie sau părere nu ajută, nu ajută chiar cu nimic. Râuri de apă vie, cum spune Scriptura, vor curge din inima lui a celui care crede în mine. Nu știu dacă, așa cum învățam acum, venim dimineața aici, așa e, acum este bine, suntem foarte, dar noi nu am venit la biserică. Asta este vorbă rea de toți. Unde te duci? Mă duc la biserică. Nu ai cum să te duci acolo. Tu ești biserica. Cum zice să te duci? Dar ce e un tavan, un acoperiș. Tu ești biserica. Și tu nu ești biserica în ziua șaptea sau în ziua întâia sau miercurea seara sau nu. Tu ești biserica, ești. Oriunde mergi. Tu ești biserica, oriunde mergi. Asta a spus Domnul Hristos. Cine va bea din apa aceasta, vor țâșni. Are Leo Tolstoi. Vă recomand foarte mult, ascultați povestirile lui scurte. Se numesc short stories. Le găsiți 7 minute, 3 minute, când conduceți mașina. Puneți lucrul acesta. Leo Tolstoi prezintă țăranul rus care este bătut de stăpân în ziua de Paști și trimis să are. Tocmai pentru că stăpânul lui ura pe Domnul Hristos din suflet. Nu pe tine te leapă, ci pe mine. Și atunci el trimite un spion ca să vadă ce face ăsta când ară. Înjură pe stăpânul sau ce face omul ăsta. Și spionul se face și el ca ară, că am avut și eu din ăștia care se făceau ca arau pe lângă mine. Și tata, mă rugam pentru ei, că am prins pe unul odată, săracul ținea gâtul în așa hal, ziceai că îi se rupe asta de tendă. Și l-am tras mai aproape, zic, dă-te mai aproape ca să auzi mai bine. Nu, că eu n-ascult. Ei, n-ascult, nu se poate așa ceva. Tu par un băiat ascultător, tu n-ai cum să... În orice caz, când a venit spionul înapoi de la plug, ce zicea asta de mine? Nimic. Nu se poate. Nu jura de mine, nu nimic. Dar ce făcea? Cum făcea? Ara? Și iubiții mei, mă stăpânesc să nu plâng, dar omul acesta îi spune stăpân, zice, știi ce făcea? Nu.
Ara plângea și avea o lumânare aprinsă lipită de coarnele plugului și mergea cu lumânarea aceasta. Și atunci stăpânul acela plin de ură, spune Leo Tolstoi, a căzut și a spus: m-a învins. Pentru că el a dus lumina cu el și acolo unde era într-o așa suferință și într-o așa bazocură. Să ducem cu noi harul acesta oriunde mergem, așa cum este scris în Scriptură, și să fim noi înșine darul lui Dumnezeu în care am crezut din toată inima noastră. Nu vom spune noi treaba aceasta, nu o să le spunem noi la copii sau cum mi-a zis mie un judecător într-un tribunal: Domnule, ești omul lui Dumnezeu. Și am spus: stimate domn, aceasta mi este rugăciunea, eu să spun vorbele astea nu pot, dar să mă rog pentru asta, mă rog. Astfel că noi pornim din locul acesta și vom duce lumina cu noi, la noi acasă. În așa fel încât în urma noastră, copiii noștri și frații în biserică să poată spune: omul acesta cu adevărat a fost darul lui Dumnezeu pentru noi. Așa cum Mântuitorul nostru este darul lui Dumnezeu pentru viața noastră a tuturor. Amin.